Și o să trecem la următorul moment al întâlnirii. Ce vreau să mai spun relativ la această carte, poate fi cine este interesat, poate să o procure de la Anatoma. Și din librării. Și din librării. În alte momente. L-am prezentat pe domnul profesor Alexandru Mica. Dânsul a adus cu sine două lucrări importante. Este vorba de acest volum, Harry Browner, între fascinația folclorului și teroarea destinului. Un volum a apărut la editura Tracus Arte. Și această culegere, 5 veacuri din istoria cântecului popular românesc, 780 de nesemate folclorice, Alexandru Mica și orchestre de virtuoz, omagiul lui George Enescu. Îl invit să ne povestească mai departe. Bună seara și bun găsit la așa o seară minunată de spiritualitate românească. Eu cred că puteți încerca fără, că aveți o voce sonoră. În care, deci, în seara aceasta minunată de spiritualitate românească, în care încercăm să îngemânăm versul cult și versul folcloric, dar și cu melodiile însoțitoare ale acestuia. Având în vedere că, într-adevăr, antologia 5 veacuri din istoria cântecului popular românesc, de la 1540 până în 2011, dea până lucruri emoționante despre sufletul românului de la oraș și de la sate, de-a lungul a câtorva secole bune, exprimate atât în vers cât și în melodia folclorică. A fost o întreprindere care mi-a luat 30 de ani din viață, mai ales că am conceput-o și am realizat-o în paralel cu activitatea mea de bază, ca să mă exprim, aceea de dascăl, de ulterior de diplomat, de ambasador, de ctitor de școală românească, pentru că am avut inițiativa să înființez și școli, câteva post-liceale, dar și universitate, pe care am condus-o ca rector. Și plus activitatea mea de, la catedră, ca profesor de folclor, etnologie și etnografie românească, dar și de limba rusă, limba și literatura rusă. Pentru că, pe lângă studiile pe care le-am făcut la Fenian, în Republica Populară Democrată Coreeană, ca bursier al statului român, al Ministerului de Externe, unde am făcut japoneza și coreeană, o perioadă de timp, la București am terminat Facultatea de Limbi Slave, rusă, poloană cu română, unde am dat și doctoratul în literatură universală comparată. Și o bună vreme, o bună perioadă de timp, am profesat ca și profesor de limba și literatura rusă în învățământul liceal și, universitar. În fine, am încercat în toate aceste decenii care s-au scurs, iată că am ajuns acum în ianuarie 2015 să împlinesc cele 7 decenii de viață și de activitate pe care le-am onorat cu această carte de suflet despre Harry Browner, marele folclorist, pionier al cercetării folclorice din țara noastră, alături de celebrul Constantin Brăiloiu, etnomuzicolog, care practic a inaugurat o nouă știință pe plan național și mondial, folcloristica. Trudind alături de înaintașii epocii, George Georgescu Breazul, Dumitru Gheorghe Iliac, Harry Browner, care a fost asistent, și de alții, după care s-a retras la Geneva, unde a înființat
Arhivele Internaționale de Folclor, luând cu sine și un material foarte bogat, diversificat, de cântec românesc, înregistrat pe discuri de ebonită, cu care a făcut faima sufletului românesc peste hotare, până la sfârșitul vieții, munca lui fiind continuată și astăzi de discipolii pe care a avut și a crescut. Am scris despre Harry Brown în această carte, pentru că antologia am început-o sub îndrumarea acestui mare maestru al culegerilor de folclor, un evreu cu suflet mare de român, care poate să stea drept icoană de închinat tuturor evreilor din România pentru spiritul lui, abnegația și spiritul lui de sacrificiu și de dedicație față de cultura noastră națională, dar și pentru noi românii toți, la un loc, care, cărora ne-a prilejuit un exemplu minunat de om, de dăruire sufletească și de felul în care și-a trăit viața, meandrând printre vicisitudinile politice ale timpului și dăruindu-ne din înțelepciunea sa, din experiența sa de culegător, de anchetator, de teren și din suferința sa. Harry Browner a suferit enorm în regimul comunist, bolșevic, fiind condamnat într-o împrejurare cu totul gratuită în grupul Pătrășcanu, cu care era în relație apropiată de prietenie cu doamna Pătrășcanu și a o evreică bine cunoscută, dar un om cu o pregătire deosebită intelectuală, și cu tot grupul lor, cu doamna Lena Constante, care a devenit soție domnului Browner, au compărut la un moment dat în vâltoarea tulburărilor politice al anilor 50, în care un rol decisiv au jucat tot elemente alogene trimise de Kremlin la București să ne transforme viața, viețile, și timp de 14 ani, 12 ani a petrecut în închisoare, în cele mai teribile închisoare ale vremii, iar 2 ani în domiciliu forțat la Viișoara, într-o localitate care s-a și șters de pe harta județului, Ialomița, alături de alți deținuți celebri. Cartea descrie în contextul vieții lui Browner și aceste momente dramatice care s-au consumat în compania, să spun, mai mult sau mai puțin directă a unor alte celebrități arestate la Aiud, printre care Nichifor Crainic, cu care a legat o prietenie prin comunicare morse în pereții celulei, dar nu numai cu acesta, și care și el, la rândul său, ne-a lăsat mărturii zdrobitoare, zguduitoare despre acei ani petrecuți în închisoare. Am vrut să scriu această carte în forma în care am scris-o, pentru a fotografia și epoca în care s-au petrecut aceste evenimente. Să rămână document al unei perioade crâncene în care, iată, un om complet inofensiv, cum a fost Harry Browner, dar atât de îndrăgostit și de pasionat de sufletul românesc, a putut să sufere atât de mult pentru nimic. Se știe că Browner, Harry, a fost fratele lui Victor Browner, o figură celebră pe plan european, dar și în pictura și grafica mondială, un deschizător de drumuri, acoperit de glorie la Paris, an la rând,
Am mai avut și un alt frate, un celebru fotograf la Paris, că s-au refugiat cu toții acolo. Și iată că familia Brauner a rămas implicată în cultura noastră, în, în vremuri aprige, dar lăsând urme adânci. Harry Brauner a fost dascălul meu în tare folclorului. Așa l-am denumit, întrucât eu nu aveam intenția să devin interpret de folclor, dar nici măcar cercetător, fiind canalizat pe domeniul filologic al limbilor străine, al diplomației, însă fiind la Fenian ca tânăr student în 1964, a venit chiar profesoara mea de gramatică, de limbă română, de la facultate, doamna Temuta Mioara Avram, care băga spaima în studenți cu gramatica. Nu știu de ce, pentru că mai erau și alte doamne profesoare, la fel de bine cotate, care nu aveau cu studenții așa o raportare, cum să zic, dramatică. Dar la limbi slave, sigur, erau și lipoveni, ucraineni, care mai greu vorbeau uneori românește, și doamna Avram îi taxa necruțătoare. Din cauza aceasta, și eram mulți, eram vreo 250 într-un an, din cauza aceasta i-a mers vâlva, ca să zic, că era foarte, foarte severă și neîndurătoare cu studenții. E, în fine, la Fenian, domnea ei și cu membrii delegației, la Fenian au fost întâlniri, mă rog, și la ambasadă, și la care am fost și eu invitat, parcă s-a auzise că eram fost student să-i student, și care se vorbea despre Harry Brauner, recent eliberat din închisoare și reabilitat în peisajul contemporan de atunci al culturii noastre și al învățământului românesc superior. Acesta a fost primul meu contact de la distanță cu ce a reprezentat Harry Brauner în cultura noastră în anii 50, până la eliberare. Revenit acasă, am vrut mulți ani la rând să-l cunosc personal și să-i povestesc despre primele ecouri pe care le-am avut în timpul acela, la Fenian, despre viața și activitatea dumnealui. Am reușit acest lucru printr-un prieten de familie, avocatul Benny Lindenstein, unchiul unui prieten bun de-al meu, pe care l-am ajutat să plece chiar la studii în străinătate, când s-a putut, și a plecat chiar definitiv, Zevi Ungar, un băiat excepțional, care a făcut carieră la Paris și în Statele Unite, ca și inginer de drumuri, făcut aici, facultatea de construcții. Dar mama lui era o doamnă foarte frumoasă și profesoară de română, a știut cum să mă îndrume ca să le devin prieten foarte apropiat de familie, tuturor. Și în felul acesta am ajuns la profesorul Brauner, pentru că nu aveam cum să-l abordez altfel. A vorbit la telefon și mi-a spus ce trebuie că te așteaptă, așa, într-o zi, la ora cu mare. M-am dus la laboratorul de etnomuzicologie la Conservatorul Ciprian Porumbescu din București, atunci așa se chema Conservator, Academia de Muzică Actuală, unde l-am întâlnit în calitate de director și profesor universitar, înconjurat de doi asistenți, o asistentă și un asistent. Asistentul era celebru, ulterior devenit, Vlad Ulpiu, care este acum vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, un compozitor foarte talentat, iar colega lui, Cristina Rădulescu Pașcu, devenită ulterior, doctor în muzicologie, care din păcate ne-a părăsit ca și soțul ei, suferind de o bolă necruțătoare. Da. În fine,
Acesta a fost momentul în care eu l-am cunoscut pe profesorul Brauner și de care nu mai m-am despărțit până la moartea acestuia. Cei doi tineri asistenți m-au înconjurat cu toată afecțiunea și m-au pus să le cânt. Da. Și am spus profesorului că eu aș vrea să cânt în timpul liber. Foarte intrigat de dorința mea, după ce studiasem, făcusem și facultatea, lucram într-un domeniu cu totul special, la Consiliul de Miniștri, într-un sector cu totul special, dar vreau să fac acest lucru. Dar de ce? Pentru că în mine se lășluia de mult dragostea pentru cântecul românesc de la țară, de unde proveneam, din Putineiul de Blașca, Giurgiu, actual județ, constatam că în repertoriul cântăreților la nivel național în vogă, pentru că generația veche se ieșise din circuit, prin forța împrejurărilor, lipseau o serie întreagă de valori pe care eu le cunoscuse în mediul rural, din repertoriul lăutarilor de țară, care ce făceau? Cântau pe lângă producțiile lor proprii, reiterau și redau și multe creații din repertoriile unor celebri interpreți de folclor, Maria Tănase, Mariana Torețu, Ion Ruican, pentru zona noastră a fost prototipul, ca să spun așa, de voce bărgătească, sau ale altora, Ioana Radu. Și aceste creații lipseau din repertoriile la zi, ale unor interpreți care păreau a fi în vogă. Lumea îi adula, îi primea, îi căuta, în fine. Și am avut așa o părere de rău. Nici vocile acestora nu mi se părea că ar putea suplini repertoriile de greutate, de anvergură, cu care eu făcusem cunoștință prin intermediul lăutarilor din comuna Putineiu și comunele învecinate, dar și de pe discurile pe care unchiul meu, învățătorul Marin Bălan, un celebru învățător din comuna Putineiu, care generațiile lui a educat acolo și în alte părți, mi le punea să le ascult la sărbători. Și uneori mă punea să le și cânt. Așa, în mediul familial. E, așa ne-a măgurit mie dragostea pentru cântec. Și prezentându-mă la profesorul Brown, le-am povestit aceste lucruri și mi-a spus, atunci cânte-ne ceva. Și le-am cântat câteva din cântecele pe care le cunoșteam și care nu erau cântate. Și atunci și-a dat seama că pasiunea aceasta atât de ardentă s-ar putea să mă conducă pe un făgaș care să promită ceva. Brauner avea, mi-am dat seama de atunci, normal, încă mai păstrase acuitatea observației în calitate de folclorist de teren, de anchetator, că m-a luat chiar după tipicul anchetelor de teren. Unde te-ai născut, ce ai făcut, și așa mai departe. De unde ai învățat cântecele și așa mai departe. În fine, ea m-a câștigat încrederea și an la rând nu ne-am mai despărțit, îndrumându-mă pas cu pas să pătrund în mare arhivă de folclor a Institutului de Cercetări Etnologice și Dialectologice din București, așa se chema actualul Institut Constantin Brăiloiu al Academiei Române, să îi cal pe urme și să ascult înregistrările sonore ale dumnealui, ale lui George Georgescu Breazul, Alexandru Amzulescu, un mare folclorist, un exeget al baladei tradiționale românești, ale cărui cărți au fost premiate de Academia Română, dar și ale lui Dumitru Stancu, Dede Stancu, un tenor mânean de excepție, compozitor, folclorist și profesor universitar la conservator. Și încet repertoriul s-a dospit, s-a mărit și s-a ajuns să fac primele înregistrări. Pentru că învățasem atât de multe cântece și le cântam atât de frumos. După ce mi-a recomandat un lăutar din București care să cânte ca la țară, era foarte greu de găsit,
Dar mi-a spus, vezi că există Florea Cioacă, un mare violonist cu stil lăutăresc de țară, care lucrează în București la ansamblul Ciocărlia, în Ministerul de Interne. E acolo primaș. M-am dus pe Florea Cioacă, l-am găsit la Zerlenti internat cu cavernă la plămân, bolnav, nevoie mare, l-am ajutat să se facă bine cu medicamentele care, de care avea nevoie și nu prea se găseau. Și după ce s-a făcut bine, ne-am întâlnit, l-am văzut cu profesorul Browner, pe care îl cunoștea foarte bine, tot din perioada în care acesta era folclorist și peregrina prin satele, la Săgarcea de Dolj, de unde se trăgea Florea Cioacă, ca origine. Și am început să repetăm câte ceva din cântecele pe care le depistasem. Am făcut, cu asta închei povestirea, că este foarte important să vedem cum am ajuns la radio, pentru că nu eram angajat la niciun fel de ansamblu, nu eram cunoscut ca interpret, ca să pot să acced la înregistrări radio, unde vedeau soliști consacrați, nu temit cine, cum eram eu, adică. Și atunci profesorul Brown a recurs la o stratagemă. El avea la curs, pe Cristian Brâncuș, actualul dirijor, bine cunoscut și apreciat de la orchestra radio de cameră, care era fiul lui Petre Brâncuș, tatăl lui, era director muzical pe radio-televiziune. Și l-a chemat Browner la laborator, împreună cu cei doi asistenți, și a spus, dragă Cristi, ajută-ne să salvăm pe Alexandru Mica. Cum? Era foarte tânăr, foarte jovial și... Ce, păi cum? În ce fel? Vorbește cu tatăl tău să-i aprobe la comisie, să-i recomande și să-i aprobe la comisie, uite, banda asta cu niște cântece cântate a capela, pe care eu îi le recomand și nu știu ce. A trimis, i-a dat lui Cristi banda cu cele câteva cântece, el le-a dat la, mai departe, tatălui său, tatăl său l-a chemat pe redactorul care se ocupa de înregistrări în radio și i-a spus, vezi, ai grijă ce faci cu această bandă și rezolvă cât mai repede. Redactorul Brâncuș era un tip, un domn foarte sever și de severitatea lui suferau mulți în radio. Așa, tu care ești de radio, din radio cunoști foarte bine situația. Și era chiar absurd, da, mi s-a povestit. Iar domnul Fabian, Alexandru Fabian, Dumnezeu să-l odihnească, numai printre noi, a primit sarcina, a fost chemat și a primit sarcina, s-a ocupat de înregistrări. Mi-a povestit ulterior dumneavoastră. Și, dragă, am primit, m-a chemat directorul general Brâncuș, care era spaima noastră tuturor, vină urgent, și ce, secretarea m-a anunțat. Ia banda, două la comisie, nu i-a spus, vezi despre ce e vorba și vii să-mi dai răspunsul. Înregistrările se făceau cu comisie, nu era te duci și înregistrezi. Era o selecție care se făcea. Ceea ce acum nu se mai face. Și treceau cu o comisie, adică pe urmă... Și treceau din nou după ce se făceau înregistrările la o altă comisie care se avizeze. În fine, a fost chemat, a dat la comisie, s-a dus înapoi cu rezultatul, și acum am de acasă, am primit comunicare, că vi s-au aprobat următoarele melodii, să veniți să le înregistrați cu orchestra radio. Pentru mine a fost un șoc care m-a plasat în sferele cele mai înalte ale satisfacției personale. M-am dus, am făcut primele înregistrări și din primele înregistrări și de la Electrecord, cu Florea Cioacă și taraful respectiv, prima dată se făceau înregistrări cu taraf după ce dispăruse de Maria Tănase, care avea predilecție pentru acompaniamentul de taraf, tot de la Harry Browner citire, și prime, o parte din aceste înregistrări pe care le-am făcut și la Electrecord au intrat în Fonoteca de Aur a Radio-Televiziunii, așa se chema atunci. Cea faptul care pe Harry Browner l-a lăsat mască, ca să spun așa, unde am putut să ajung cu această pasiune și seriozitate până la urmă, dar și talent. În fine,
Am continuat, atât de multe materiale se adunaseră, am configurat atunci un periplu folcloric de la origini până aproape de noi, dar am început cu 200 de ani de folclor și am programat la Ateneul Român un ciclu de concerte recital în cadrul Filarmonicii George Enescu. 200, 300 și mai apoi 500 de ani de folclor poetică muzical românesc. A fost anii 80 ai secolului trecut, o perioadă absolut fastă în viața mea, dar și a vieții muzicale bucureștene, pentru că din 1958 nu se mai orchestra Barbu Lăutaru se desfințase. Nu mai exista folclor pe scena Ateneului. Erau ansamblurile cunoscute. Eu am revitalizat această formă de concert recital de folclor, de valorificare a folclorului, în compania lui Brauner ca și comentator, dar și a unor mari actori ai scenei românești, Irina Răchițeanu Șerianu, Gheorghe Cozorici, Silvia Popovici, Adela Marculescu, Cristina Deleanu și alții, care au recitat într-un mod absolut plin de noblețe și emoționant versul popular. Sări arhipline. Cu sări, cu sări arhipline. Arhipline, lume în picioare, lume adică nu se poate imagina. La sala mare a Ateneului Român. Eu, care încă nu eram dedicat totalmente folclorului, mă ocupam în continuare de celelalte activități. Am să vă pun... Nu ascultăm puțină muzică. Asta vreau să vă propun. Ascultăm cuvântul lui Brauner, scurt, de un minut, la... la unul dintre concerte. Filarmonica de stat George Enescu a înțeles să preia inițiativa lui Mica, prezentându-ne în acest cadru măreț mănunchiul celor trei concerte pline de târg, de adânci înțelesuri și într-o formă inedită și revoluționară ce sublinează faza actuală a culturii românești. 200 de ani de folclor muzical românesc, deoarece mărturia muzicală cea mai veche din acest concert a fost publicată exact acum 200 de ani, adică în anul 1781, de către Sulzer, în a lui Geschichte des Transalpinischen Daciens, istoria Daciei Transalpine, la care a adăugat aceste 10 melodii care i-au plăcut lui mai mulți, pe care le-a cules în România. Ceea ce vom asculta astăzi ne va dovedi cu prisosință rolul însemnat al muzicii pentru acest înzestrat popor, adâncul tâlc al cântecului, cronică și călăuză al cântecului nedespărțit prieten la bine și la rău. Minunatul cântec ce reprezintă inima cântătoare a românului, cum frumos glăsuiește Ion Alexandru, poetul. Prin acest cântec, Alexandru Mica reînvie trecutul, șterge colbul timpului și dă viață nouă admirabilelor culegeri de cântece de odinioară, as studiate cu lăudabilă râvnă și pricepere de către savanții muzicologi ai vremurilor noastre. Inițiator și interpret, Alexandru Mica va depăna o frescă a societății românești de la feudalismul întârziat până în contemporaneitate. Se vor perinda întreg șirul vremelnicilor mai mari de odinioară, care veniți pe străine meleaguri, căutau a împământeni aici gusturile și obiceiurile lor. Va defila amestecata societate a orășenilor alături de mari luptători pentru dreptate. Dar veți auzi mai ales glasul puternicei, neclintitei, înzestratei mase a țărănimii cu ale ei tradiții
cu din moși strămoși moștenite de sale obiceiuri, cu neîntrecutui geniu creator, însuflețit de un veșnic dor de libertate și neatârnare. Fanarioții, în straile lor cu iz de Bosfor, în lungile lor caftane împodobite cu samur, în anterie și purtând giubele cu iminei, aduseseră cu ei pe lângă limba grecească și turcească și moda muzicii orientale. Însoțind al domnului Alai sau la orele chindiei, se făceau de departe auzite formații de lăutărești numite tabulhanele sau mehterhanele și de asemenea la petrecerile curții și a boierilor vremii, cântăreți și instrumentiști, hanende și alende, erau aduși să desfete urechile propendadii tocmai din depărtatul Constantinopol. Țarigradul sau Țărigradul, cum și-a păstrat până astăzi numele în memoria poporului. Pentru a vă ajuta să pricepeți ce se va petrece când îi vom da lui Mica cuvântul, țin să precizez că în culegerile de cântece populare publicate de Anton Pan este cuprins și un repertoriu de muzică orășenească de origine sau înrudire orientală. Sperăm că interpretul nostru ne va da putința să pătrundem adânc în atmosfera specifică, în izul acelor vremi, așa cum el le intuiește. Și acum să dăm o piesă din concert, adică din repertoriul concertului, Bordeașul, dacă doriți. Este o cântare făcută în spiritul tradiției epocii din timpul lui Anton Pan, cu armonizare modală și cu organologia specifică a celor vremuri, adică cu instrumentele folosite de lăutare a celor vremuri.
imaginați, muzica aceasta se răsune în anii 80 ai secolului trecut, când toată lumea se preocupa să dezvolte și să impună cântecul de viață nouă. În radio era chiar un domn, secretarul de partid al redacției de folclor, care făcea texte cântăreților aleși pe Strânceana. Asta era partea a doua a situațiilor, neplăcută oricum, că nu era gratis, era contra ceva. Așa. Și le făcea texte de viață nouă, care ajunseseră în anii mai de încoace la forme absolut de neimaginat, cu lozinci, trăiască nu știu cine, trăiască nu știu cum, vreau pace, vreau război, nu vreau război, adică pe ritmul folclorice. Să faci treaba aceasta în anii 80, peste noapte, adică cine era Alexandru Mica? Am început cu Anton Pan, practic, să sparg viața. A fost un act de temeritate, se poate spune, dar am reușit pentru că Brauner a atras în jurul domniei sale, i-a atras pe toți oamenii de referință, muzicologi, folcloriști, Alexandru Amzulescu de la Institutul de Folclor, directorul științific și mulți alții, ca să nu să ne șteargă opreliștile care se auzeau șușotite administrativ, n-am avut niciodată piedici puse de oficialități. Dar erau destul, că, doamne, cine trebuie nouă muzica asta, mai ales acum, la ce ne ajută? Păi era viața noastră, istoria noastră, pe care Brauner atât de bine a cântat-o de fiecare dată în orele de cuvânt, dar și după aceea cei care au continuat după ce dânsul a mai putut prezenta la Ateneu, Gruia Stoia, un mare etnomuzicolog de la radio, un postul nostru de radio, care din păcate nu mai cântă noi, și mulți alții care au comentat conținutul acestor creații, pentru că am venit până la 500 de ani cu antologia la zi. Domnul am profesor, completat-o ulterior. Domnule profesor, deci de foarte mulți ani neagă o relație de maximă cordialitate. Eu vă mărturisesc că abia așteptam să vă prind la cotitură ca să vă pun niște întrebări incomode. Dacă vă amintiți în prefața sau postfața la cartea despre Harry Brauner pe care v-am scris-o, eu spuneam că dumneavoastră sunteți un romancier ascuns și că din această carte, monografie despre Harry Brauner, cu puține eforturi, s-ar putea scoate un roman cel puțin interesant. Eu vă propun, după ce am discutat lucruri serioase, să discutăm și lucruri nu neserioase, dar senzaționale. De exemplu, dumneavoastră dați foarte multe detalii în cartea despre Harry Brauner despre relația patronateră dintre Pătrășcanu, soția lui Pătrășcanu, Brauner și Nina Constante, dacă vreți să detaliați. Da, am constatat acest lucru. Sigur, în perioada anilor pe care i-am petrecut alături de familia Brauner, în desele întâlniri, când venea vorba despre cuplurile Pătrășcanu și alți prieteni din jurul lor, Lena Constante, Harry Brauner, dar și Sebastian, Mihail Sebastian și alții, la început aflam lucruri, cum să spun, nevinovate, că petreceau împreună concediile la munte, la mare, la cabana de Ham, nu știu mai unde se duceau. Desigur, Pătrășcanu era acela care le organiza. Toți erau foarte tineri, mai tineri decât Pătrășcanu, firește. Și probabil că și Imberbi, ca tineri, era în mod sigur, aveau o aură a tinereții care-i aureola, nu? În mod special. Așa încât la un moment dat am aflat din surse colaterale, în anii aceia, doamna Lena s-a îndrăgostit subit de Pătrășcanu, care era un foarte vivace
cum se zic? Macho. Macho. Gagicat. Iar doamna Petrășcanu, o evreicuță frumoasă și deșteaptă, sigur că a pus ochii pe frumosul Harry Brown, dar uitați, așa arăta cum e în poză. Și deci cuplurile se înțelegeau bine în contextul acesta, petreceau, cum ziceam, în familie. S-a întâmplat nenorocirea că Pătrășcanu a fost ridicat pe sus cu Browner, cu tot și cu toate cele relațiile lor, mulți alții erau în anturajul lor, și a început calvarul. 5 ani au durat numai anchete. Lui Browner i s-a reproșat că ar fi dosit aurul lui Pătrășcanu pe care îl dosise în pereții clădirii noului Institut de Folclor, clădire pe care Pătrășcanu i-a dat aprobare să o... i-a repartizat-o, cu alte cuvinte, la ordinul... Da, la ordinul lui Petru Groza, că Institutul de Folclor... Harry a înființat Institutul de Folclor în 48, dar cu sprijinul lui Pătrășcanu și al lui Petru Groza și-au primit respectiv o clădire pe Dionisie Lupu. Unde au înființat și o orchestră, orchestra Barbelotor, acolo s-a înființat, la institut prima dată, de Browner. Au făcut clase de lai, de țambal, de... Maria Lătărețu a fost angajată acolo, a fost... acest om a pus bazele lumii artistice, activității artistice, folclorice în țara noastră în anii aceia. Maria Lătărețu era o forță. Maria Tănase, în carte, e un capitol dedicat special de unor, cu interviurile pe care Browner m-a îndemnat să le iau, lui Sandu Eliad, Eduard Mezincescu, evrei, dar oameni de mare cultură. Sandu Eliad era regizor la Teatrul Evresc, ulterior de stat, Barașeu, în București, o figură în domeniul acesta. Pe urmă, multor altora, Aristal, marele sociolog, profesor, care a făcut parte din campania lui Dumitrie Gusti, de cercetare sociologică, și multor altora pe care l-am inserat aici prima dată. Nu le-am publicat, le-am păstrat chiar după moartea lui Brown și acum l-am inserat în acest volum, în care se vorbește și despre relația Harry Browner-Maria Tănase și rolul pe care l-a avut profesorul Browner în pregătirea și în construirea artistică alături de Sandu Eliad ca folclorist a Mariei Tănase. Maria Tănase și-a atras repertoriul, seva repertoriale, din cercetările lui Browner de pe teren, din toată țara, de aceea a ajuns Maria Tănase să cânte și Maramureș și Moldova, și pentru că Browner venea cu tot ce găsea pe teren, avea obiceiul să învețe pe din afară multe dintre cântece care îi plăceau în mod deosebit, dar venea și cu fonograful, și la Arhiva de Folclor a compozitorului român de pe Lipscani venea Maria Tănase și alte personalități, ca Nicolae Carandino, de pildă, pe care al cărui interviu l-am aici inclus în carte, să le arate Browner ce se întâmplă pe teren și cu ce cântări vine de acolo și cu ce basme, zicători și așa mai departe. În fine, Maria Tănase a fost creația lui Harry Browner. Nu numai Maria Tănase, și Maria Lătărețu. Și ar fi exact. Bine să povestiți ceva despre cârciumile acelea de lângă Gara de Nord, pe unde umbra Maria Lătărețu cu chitara de gât. Da, exact. Maria Lătărețu a cunoscut-o Harry Browner. Era o cârciumă Neptun, se chema, unde a cântat prima dată Maria Tănase, dar într-un mediu, erau cârciumi aranjate, nu bombe, ca să zic așa. Dar am înțeles că cele unde cânta Maria Lătărețu erau bombe, veneau căruța și din Artemia. Acelea, da, dar acolo a cunoscut-o, va să zic, Maria Lătărețu pe Maria Tănase, că în mod sigur, undeva preună povestește că a venit și ea să asculte muzicile Mariei Tănase de la restaurantul Neptun. Însă Maria Lătărețu, într-adevăr, cânta pentru oltenii ei, care veneau la București cu ce? Cu brânză, lapte și cu alte produse
de genul acesta, pe care le vindeau cu trenul, veneau, altfel nu chiar din îndepărtata Oltenie, dar oricum din prin jurul Bucureștiului, și le cânta cu taraful ei, cu lătărețul, ea fiind cu chitara de gât, fapt că lucru pe care le făcea din copilărie, adică era deja o profesionistă ca lăutăriță de țară. Brauner a cunoscut-o, dar a cunoscut-o și pe teren, cu Brăiloiu, au înregistrat-o, au întâlnit-o din nou la Gara de Nord și de acolo l-au mai lăsat și au angajat-o la prima orchestră de folclor, Barbu Lăutaru, în cadrul institutului. Și astfel și-a legat numele Brauner și de această mare, mare interpretă a cântecului popular, care cânta și cu Florea Cioacă, deci era o lume a lăutarilor celebri pe care Brauner a controlat-o și a organizat-o. Colegul din Segarcea, consătean al lui Florea Cioacă, Ion Zlotea, un mare, primul mare cobzar pe care l-am avut noi, a fost și el angajat la Barbu Lăutaru, am cântat și eu cu el, am aici înregistrat și cu Ion Zlotea, acompaniator. La Brauner l-a format și l-a adus și l-a profesionalizat în cadrul acestei mari orchestre Barbu Lăutaru, pe care el a înființat-o efectiv. Mai sunt unele voci și nu vreau să fac polemică, când l-am făcut și nu doresc acest lucru. Este un cântăreț foarte bun din nordul țării, din Maramureș, care cântă cu noduri. Mai mulți cântă cu noduri, și femei și bărbați. Nu știu de ce, are plăcerea să se ocupe de muzica din sud de aici și să emită judecăți de valoare total nepotrivite cu realitățile care au fost și care încă sunt. Domnul Alexandru Mica, nu e un moment. Domnul Alexandru Mica, dumneavoastră iar vreți să fiți profesor universitar, iar eu vreau romancier. Uitați-vă, vă pun o întrebare care poate nu o să vă convină, pe care n-ați tratat-o în cartea dumneavoastră de Harry Brauner. Maria Tănase și Maria Notaretu se iubeau? Nu. Dezombați. Nu. Nu se agreau, pentru că de ce? Ce îi recunoșteau atât Ioana Radu, cât și Maria Lătărețu, cât și Mia Braia, ce îi recunoșteau Mariei Tănase, era plombul ei artistic cu totul deosebit. Ea a fost receptivă, într-adevăr, Sandu Iliad, cu care a locuit, a conviețuit 8 ani de zile, nelegitim, a format-o pentru scenă, ea a ajuns să joace și teatru, în piesele cu Ion Manolescu, și în film a jucat. Era o artistă cu mari posibilități interpretative, expresivitate și talent. Ea se detașa în felul acesta prin educație, vorbea franceză, făcuse cursuri franceze, adică Sandu Iliad s-a ocupat să o formeze, în timp ce aceste doamne rămăsese la un nivel mai modest. În schimb, erau mari artiste, mari voci și repertoriu absolut de necontestat. Nu agreau. Maria Tănase avea un ascendent asupra acestora, de exemplu cu Ioana Radu și cu Mia Braia, erau surori ele. Mă iertați că vă spun asta, dar este o chestiune de istorie și n-am participat la asta, dar o altă interpretă care i-a cunoscut, Georgeta Angel s-a numit, povestea cu tot hazul, zice, venea cu Ana Maria în cabina și își aprindea o țigară, că de aici i s-a tras și cancerul de gât, din păcate, obișnuia să fumeze, de mică. Se uita la Ioana Radu, care era în vogă și avea voci splendide, și la Mia Braia, și se uita așa la ele, fă fireața lui dracule, să știți. Deci, sunteți niște curve. Voi o să fiți vreodată la nivelul meu, adică, da, cu Ana Maria să trăiți, să rămână, să trăiți așa, aveți dreptate, aveți dreptate. Deci raporturile dintre, bineînțeles, o spunea cu drăgălășenie, nu așa.
Dar ca să vedeți, apropo, că m-a întrebat, m-a provocat domnul Sobiani, apropo de chestia asta, care erau raporturile între ei. Maria Tănase era o regină pe scenă și toată lumea îi recunoștea acest lucru. Și a rămas. Asta a produs mare derută în rândul folcloriștilor, mai tineri sau mai tineri, de la institut, care au contestat-o pe Maria Tănase ca valabilitate a interpretărilor date repertoriului cu care a venit Brauner și le-a însușit. Că strică folclorul. Vedeți, nu erau pregătiți, chiar folcloriștii, sufletește și mental, să înțeleagă un nou prototip și un nou tip de a valorifica și de a promova folclorul. Maria Tănase a cântat folclorul depășind un anumit nivel de ingenuitate primară, să spunem, a cântărilor de țară, fie că sunt țărănești, fie că sunt lăutărești de țară, sau chiar și de oraș. N-a mai făcut nimeni până la acest lucru. Iertați-mă puțin până când o să mă gândesc ce întrebare grea și chinuitoare o să spun domnului profesor. Mi-am amintit de o frumoasă anecdotă cu Maria Tănase, nu știu că este adevărată. Spune povestea că la un moment dat Maria Tănase cânta cu Fărâmiță Rambru într-o anumită cârciumă din București. Iar Fărâmiță Rambru tocmai și instalase telefon. Și de câte ori făcea o pauză, se ducea la fumat, Fărâmiță Rambru dădea telefon acasă la nevastă sau și spunea: fă, bă, o tocană, că vin, sunt obosit, vreau să mănânc. Și la un moment dat, și spunea ce se bagi în tocană, bagă cartof, bagă cimbru, bagă pătrunjel, bagă nu mai știu ce. Și la un moment dat, Maria Tănase s-a enervat și spune-i Fărâmiță să-i bage și un rahat. Și atunci, Fărâmiță dă telefon și zice: ascultă-vă, bagă și un rahat, că vrea să vină cu la Marița la masă. Da, erau relații, ce să spun, pitorești între aceste oameni, care erau fiecare mare în felul lui. Fărâmiță Lambru, un acordeonist pe care numai Marcel Budară l-a depășit. Și numai în zilele bune Marcel avea o expansiune genială. Domnule profesor, era mai bun Marcel Budară decât Fărâmiță. Avea repertoriu mai vast și mai tehnic. Mai tehnic și mai vast. Dar Budală, dar Fărâmiță era mai pitoresc. Era mai pitoresc. Avea 50, avea o mașină uriașă. Era negru, tăciune. Dar nu i se vedea capul, ziceai că merge singură mașină. Cânta și cu voce. Domnule profesor, și acum dați-mi voie să-i dezvălui asistenței un amănunt senzațional despre dumneavoastră. Cred că domnul Alexandru Mica este singurul dintre noi care i-a cunoscut personal și pe Ceaușescu și pe Chimirsen. Așa s-a întâmplat. În timpul carierii sale diplomatice de la Fenian. Da. Păi, la Fenian, ca și am fost coleg de universitate cu fiul lui Kim Il-sung, Kim Jong-il, tatăl decedat al actualului Kim Jong-un, lider nord-corean. Eu eram student și președintele studenților străini din universitate, eram singur din România, și cu această postură am avut ocazia să mă întâlnesc cu Kim Jong-il, student fiind, cu 3 ani mai mare ca mine, la economie și filozofie, la facultatea de științe sociale. Și răspundea de studenții străini, în cadrul comitetului, cum era pe vremuri, cu UTC, cu astea ce aveau și ei acolo. Și eu, cu mine discutam, pentru că eu eram reprezentantul studenților străini, acțiuni care se organizau cu studenții, eu dirijam și corul studenților așa, cu toate că nu făcusem muzica, dar aveam simț și muzical necesar. Și l-am cunoscut, deci, din perioada aceea, bine pe Kim Jong-il, tânăr, apărea într-o ținută foarte modestă, era o politică, dar unde să fii îmbrăcat luxos când toți erau îmbrăcați la fel? Adică ar fi fost chiar depășit și au ținut cont de asta. Dar nici el nu avea veleități de factura asta, dovadă că nu era pro-occidental, nu a vrut să plece cu orice preț și când a devenit lider din țară. În fine, l-am cunoscut de atunci și m-a cunoscut
de la distanță, sigur, și președintele Kim Il-sung, dar mai îndeaproape, după ce am plecat de la Phenian, am revenit în țară, am terminat facultatea, m-am ocupat de alte lucruri după aceea. Am condus delegații culturale ale României, oficiale, la Phenian. În 86, îmi amintesc că conduceam delegația de artiști, care l-au însuțit pe Ceaușescu în turneul acela de pomină în China și în Coreea. De noi este atras domnul Iliescu, mă rog, neșansa că Ceaușescu, vizitând Coreea și arătându-i se atâtea lucruri, mă rog, organizatorice, a rămas impresionat și a vrut să facă și în România la fel. Era în delegație și Iliescu, și domnul Iliescu. Și aici a apărut conflictul, că la un moment dat domnul Iliescu la congres și în ședințe de partid a spus: nu este cazul de întoarcem sau să abordăm tipicul vieții social-politice de la prietenii noștri, deoarece nu așa, am motivat. Și atunci lucrurile s-au întrerupt în relațiile între cei doi, Iliescu și Ceaușescu. Deci am avut ocazia să-l cunosc ulterior acestui incident, mai îndeaproape pe liderul Kim Il-sung, făcând translație pentru președintele țării, în vizită oficială acolo, dar și aici, la București, avem de două ori l-am însoțit pe Kim Il-sung. Și cum era Kim Il-sung? Era jovial, îi plăcea să trăiască, să povestească. Ce să vă spun, Kim Il-sung, familia lui, proveneau din Khabarovsk. Ei erau etnici coreeni care locuiau în Rusia, în timpul lui Stalin. Kim Il-sung era comandant de detașament la o unitate militară din Khabarovsk. Când, la sfârșitul războiului în 1945, când a capitulat Japonia, s-a retras fără lupte din peninsula coreană, s-a pus problema, în urma înțelegerii aliaților, nu? Să se împartă peninsula în două. Și pe cine se pune la Phenian? Phenianul, adică partea de nord a peninsulei, fiind desemnată să fie de sorginte comunistă, la ordinul Moscovei, că au împărțit rușii cu americanii toată sfera de influență în zona. Și astfel au trebuit să găsească un lider. De unde să le, că în Coreea de Nord până atunci nu exista, sau în peninsulă, un lider comunist, nu a avut activitate comunistă acolo. Și a trimis de la Khabarovsk, de la Moscova, un tânăr lider comunist, care era practic spionul lui Stalin, acest Kim Il-sung. Și i-au dat numele Kim Il-sung, care nu este un nume de împrumut, era numele unui lider corean din Manciuria, unde erau, locuiesc 6,3 milioane și ceva de coreeni, și care desfășurau timp de câteva decenii înainte de război al doilea bătălii de partizanat, de partizani cu ocupația japoneză, care a durat 33 de ani în toată peninsula coreană și care s-a soldat cu mari neajunsuri, că japonezii sunt cunoscuți pentru cruzimea și ferocitatea lor, au interzis limba coreană în școli, în administrație, și plus au profitat la maximum de populația locală, autohtonă. Acest Kim Il-sung era simbolul luptei anti-japoneze, despre care s-a auzit în toată peninsula, dar din nordul, în China, practic, până în călcâiul cizmei coreene, peninsulei, e greu, că n-aveau cum să comunice, decât din auzite, din legende. Atunci când a venit Kim Il-sung, numit de Stalin, la Phenian, să preia puterea, povestește un general lebed, nu acela care a apărut în războiul ruso-cecen și așa, un alt lebed, a fost trimis de Stalin ca să-l instaleze pe Kim Il-sung la Phenian, ca și lider al noi Republici Populare, Democrate și Coreene. Și lumea, când s-a adunat la Arcul de Triunf, care după aceea a devenit Arcul de Triunf, locul
respectiv anunțat un act de triumf. Da, murmure între povestește Lebedi. El zice, Kim Il-sung era un bătrân cu plete, cu... Asta nu este Kim Il-sung. Cum toată lumea, adică cei din grupul, din jurul, de să vă vreți ca să știți de unde provine Kim Il-sung? Păi mergeam la Mangyeonde, Mangyeonde e o localitate la 20 de km de Phenian, să vă arătăm de unde provine familia care au fost acolo, o parte dintre ei, legenda spune, Lebed povestește că s-ar fi dus acolo, că era o mare problemă, că dacă se prindeau, în ghilimele, că este un intrus care li se impune, apăreau tulburări nedorite, în orice caz, pentru sovietici. S-au dus la Mangyeonde, acolo au aflat că Kim Il-sung provenea de acolo, dar nu era de fapt ăsta, era altul, era bătrânul Kim Il-sung, liderul partizanilor, dar nu mai era nimeni din familie care să mai poată fi, au avut timp să extragă din zonă, rămăseseră decât casele. Și în felul ăsta s-a stins neîncrederea și momentul de neîncredere în noul lider. Și așa a ajuns Kim Il-sung, trimis de Stalin, să conducă repede ce și toată dinastia lor. La fel s-a întâmplat al doilea caz similar, cu același tipic, de substituire de persoană, a fost în cazul lui Iosif Broz Tito, în Iugoslavia, care a luat de împrumut numărul, la ori, era agent KGB, Tito, spionul lui Stalin, plantat în Iugoslavia. Tito a fost un luptător anti-german, partizanilor munți, tot așa, care nu prea îl știa lumea la față, că era periculos să apară în mijloc. Și l-au lichidat pe acela, pe adevăratul, și a apărut Tito, care nici nu era cunoscut că venise de la Moscova. A fost impus ca nou lider al Iugoslaviei Socialiste, Iosif Broz Tito. De fapt, îl chema Weizmann, în realitate, un evreu, pe care Stalin, și el tot evreu, l-au școlit la altele școli de spionaj ale URSS-ului și așa a devenit liderul Iosif Broz Tito al Iugoslaviei, care a unit toate respectivele țări cu sprijin evreiesc din străinătate, adică el s-a desprins pe urmă din lagărul, așa zis, socialist-comunist și de aici scandalurile noastre cu război la Franța. Haideți, domnule profesor, să nu devenim antisemiți. Haideți să nu spuneți antisemiți. Haideți să nu spuneți antisemiți. Că vreau să vă întrebam ceva. Există multe izboare. Haideți că vreau să vă întrebam ceva și mai interesant. Nu confundăm, vă rog. Păi nu confundăm, glumeam, evident. Vorbim despre evrei sau despre țigani sau despre bunguri. Nu înseamnă că avem ceva cu oamenii, este istorie trăită de noi toți. Stimate domnule profesor, vreau să pun altă întrebare foarte interesantă, zic eu. Dumneavoastră ați avut privilegiul să pătrundeți în niște culise în care foarte puțini au avut acces. Ați fost traducătorul de coreană și japoneză al lui Ceaușescu. Cum se comporta Ceaușescu în aceste dialoguri? Ceaușescu vorbea simplu, ca și Kim Il-sung. Deci ei nu făceau uz de un limbaj sofisticat, filozofic sau știu eu ce. Da, exprimau lucruri banale și foarte laconici în exprimare. S-a întâmplat o... despre care scriu în carte, ați reținut, cred, în interviul care am luat lui Eduard Mezincescu, tot evreu și el, Mezincescu, o mare figură. Tot între evrei. Da, erau așa, evrei plantați de alți evrei, ca să preia frenele conducerii în România. Dar nu înseamnă că înjurăm dacă spunem asta. În pătrul, eu l-am prețuit ca și tânăr student și diplomat, Eduard Mezincescu, care era o figură, un om inteligent, foarte plăcut ca înfățișare, și care odată la Phenian, când eram eu acolo student, a venit în cadrul, era ministru adjunct la externe, a venit în cadrul, cum este Ana Paucă, a venit în cadrul schimburilor diplomatice cu partea nord-coreană. Și la o recepție care s-a dat cu ocazia vizitelor la ambasadă și cu omologii nord-coreeni,
Translatorul nostru, care vorbea coreană, mi-a permis ambasadorul Manole Bondăraș, era atunci. Fratele lui Emil? Fratele lui Emil, da. Mi-a permis să asist și eu la, mă rog, la masa, într-un colț așa, să văd cum se întâmplă, să miros, va să zic, meseria, profesia. Și Mezicescu era un pedant și vorbea alambicat. Și aici, în carte, mi-a dat interviul într-un limbaj stufos, foarte prețios. Îi plăcea să facă uz de exprimări din acestea sofisticate, pretențioase. A început să vorbească, adresându-se omologilor. În coreană e greu să transmiți formulele acestea stufoase de exprimare, mai ales în domeniul politic sau militar, sau, pentru că limba coreană e foarte concentrată și nu, ca și engleza, nu are atâtea epitete, comparații și așa mai departe, e mai laconică. Bun, și la un moment dat Mezicescu la masă vorbea și vorbea, ăsta translatorul termina mai repede decât terminase. Și ăsta se enervează, ce domnul Mezicescu, și tovarășul, și spune numele. Ce faci, nu traduci tot ce spun eu? La care coreenii s-au uitat, aveau și translatorul de limba română. Păi da, eu vorbesc atât și dumneata spui de trei vorbe pe patru. Și atunci, dar da, mă dați seama, pentru că erau relații foarte, dure între șefi și subalterni, vai, în perioada aceea. Ăsta s-a făcut palid la față, translatorul, și a intervenit coreanul care vorbea limba română și toa și mi zice, nu, dar limba noastră este mai laconică, mai simplă, mai nu știu cum, ce, n-ar putea, n-ar avea cum să nu știu. Băi, atunci totul s-a închis într-un paharele de vin, care erau vinurile transmise de acasă dintre cele mai bune, au continuat discuțiile, dar ca să vezi, să vedeți ce poți să faci și infarct, dacă este să o iei așa, la așa un nivel să te trezești, ești apostrofat și pus în masă de șeful tău. S-a înțeles acest lucru, dar Mezicescu nu era un om inteligent, altfel, dar un incident care se întâmplă. Domnule profesor, să admitem că în timpul regimului comunist ați fost un fel de privilegiat. Ia spuneți-ne, eu știu, dar nu știu ce din sală. Cum vedeți acum comunismul românesc? Comunismul românesc nu. Nu se poate spune că mai există comunism. Nu acum, cel de atunci. Cel de atunci? Da. Comunismul nostru de atunci? Da. Sunt două epoci pe care le-am parcurs, pe care le-am trăit. Ca tânăr, în perioada comunismului stalinist, dejist, anapaochiarist, și comunismul cu față mai schimbată, nu știu dacă chiar umană. Mai schimbată. Din timpul lui Ceaușescu. Că cu față umană urma să ne dea domnul Gorbaciov modelul pe care Ceaușescu nu l-a admis. Deci, perioada cea mai cruntă a comunismului a fost perioada dejistă. Asta se poate spune cu... Ăsta nu era evreu. Nu, ăsta sigur nu era evreu. Sigur, era bulgar, de la Bârlad. Dar nu era evreu. I-a spus Stalin, i-a replicat, și am dat aici citatul, într-o vizită la Moscova, că el s-a plâns lui Stalin de faptul că nu se mai înțelege cu Ana Pauke, care voia să devine șefă, subminând din toate coloanele conducerea superioară de partid și de stat. Și a zis, domnule, numai ce să mai faci? Eu ți-am spus, i-a zis Stalin, de atâtea ori să termin cu această Ana Pauke, să-i dau un glot în cap. Dar nu era, aici, dar nu era. Urma, dar a murit între timp Stalin. Și nu m-a ascultat. Lichitează-o, tăi bine cu ea.
La modul acesta se discutau lucrurile și dintr-o parte și din cealaltă. Nu s-a, da, nu știu acum, dar nu s-a finalizat acest lucru, pentru că Ana Paucăr a murit Stalin între timp, fusese arestat într-adevăr la Râmnicu Sărat, de unde și-a racolat noi membri de partid, dintre legionarii, tinerii legionari care erau acolo deținuți, dar și dintre care unul dintre aceștia i-a devenit... transformat în comuniști? Da, i-a transformat în membri ai Partidului Comunist, care a crescut la 300 de mii, așa ceva. Și pe cel mai tipeș dintre ei, spun istoriografii, și l-a făcut secretar personal. Pe cine? Ana Paucăr. Nu-i dă numele. Deci, iată cum se derulau relațiile apropo de comunismul acela. Sigur, când a venit Ceaușescu, Gheorghiu deja a fost și el, la rândul său, decapitat, într-un fel, pentru independența sa față de Moscova. Cancerizat. Da, da, la Varșovia, la o ședință a tratatului de la Varșovia, se pare că a fost irabiat. Pentru nesupunere, eram la Fenian când au venit delegația de partid și de stat, condusă de Gheorghiu Dej, de Ceaușescu, de Emil Bodnaraș, de Maurer, de toată lumea, la Fenian, la Timișoara, să discute situația mișcării muncitorești și comuniste și muncitorești internaționale, în care Ceaușescu, că partidul nostru, mă rog, PMR-ul, avusese o poziție independentă, autonomă. Și s-au dus și la chinezi și la coreeni să facă un schimb de experiență pe tema aceasta. Și Kim Il-sen, cu ocazia asta, ce-a declarat, ca să arate că este imparțial, și noi, zice, noi nu ne place să stăm între două scaune. Noi avem scaunul nostru propriu, marxist-leninist, din care nu ne poate clinti nimeni. Deci, poate cuvinte, Kim Il-sen nu balansa în stânga, între, sau nu știu între ce, de o parte sau de alta a baricadei. Ei erau, făceau, de fapt, un naționalism, un comunism naționalist. Și de aici a plecat Ceaușescu ulterior cu ideea de a face un comunism independent și naționalist. Ca să nu aibă lumea că monopolizăm discuția, domnule profesor, haideți să întrebăm și pe doamna Ioana Greceanu, în calitate de soția dumneavoastră, dacă a fost vreodată la Fenian și ce impresia a produs acest oraș. Am fost de două ori la Fenian. Povestiți. Prima oară în 1994. A fost o experiență teribilă pentru mine. A fost prima oară când cunoșteam zona aceasta a lumii, Asia, China, Coreea, pentru că pentru a ajunge la Fenian trebuia în mod obligatoriu să faci o escală la Peking. Așa. Și mai întâi m-am acomodat, m-am familiarizat cu aceasta, am stat câteva zile, pentru că avioanele între Peking și Pyongyang, Fenian, erau săptămânale și a trebuit o săptămână să rămânem, spre bucuria mea, bineînțeles, să rămânem la Peking, vizitând multe lucruri care se puteau vizita, inclusiv Marele Zid și așa mai departe, orașul interzis, piața Tiananmen și așa mai departe. Și peste o săptămână am ajuns la Pyongyang, la Fenian, care mi-a produs puțin un șoc. Era o cu totul altă lume. Încă de la aeroport, de când am coborât din avion, și chiar din avion, pentru că și avionul era altfel decât avioanele cu care călătorisem eu până atunci. Era acest, spune tu, un... Încă de atunci se simțea un fel de disciplină, o rigoare a relațiilor, stewardeze, oamenii din avion, se simțea un fel de tensiune încă din avion. Erau mai mult străini, cred, arabi, poate, nu știu ce erau,
și occidentali, dar și coreeni. Și simțeam un fel de tensiune, o presiune, o... cred că se simțea controlul încă de acolo, da, din avion. Așa. Și, sigur, ulterior am trăit și tensiunea și neobișnuitul pentru mine, vieții coreene, ca să spun așa. Am vizitat toate acele, ce spuneai, localitatea unde s-a născut, vezi, doamne, Kim Il-sen, da, ne-au plimbat peste tot în stat, în... la munte, la mare, în fine. Am văzut o lume total, total diferită, oprimată, aș vrea să spun. Oameni care sufereau de foame, pot să spun. Copii malnutriți. A doua oară, când am ajuns în Coreea, în 2000, da. Șocul a fost și mai teribil, o să spun. Efectiv, am avut sentimentul că, spunea Dostoievski la un moment dat, ce cauți pe acest pământ al suferinței, sau ceva în genul ăsta. Cam ajuns, Dostoievski, da? Cam ajuns pe un tărâm al suferinței. Al suferinței impregnate, profund, în oameni, da, în lucruri, în clădiri, în totul, se acutizase această stare de, de lipsuri de, de nesiguranță. Și de nesiguranță a oamenilor. Efectiv, am fost pe punct de a plânge când am ajuns, când am coborât din avion. A fost un șoc. Dar, pe de altă parte, mi s-au deschis niște orizonturi. Am înțeles despre multe lucruri despre mine, despre oameni, despre occidentali, despre diplomație, despre falsitatea relațiilor diplomatice, despre superficialitatea diplomaților în relațiile cu oamenii, cu cei din Coreea, cu oamenii de rând, aerul lor de superioritate față de niște oameni care sufereau, nu mi s-a părut a fi plin de compasiune. Din potrivă, erau destul de detașați și trăiau în cercul lor, în lumea lor, destul de izolați și destul de neafectați, mi s-a părut, de ceea ce se întâmpla în lumea aceea nefericită. Dat fiind faptul că orele sunt destul de înaintate, aș vrea să mai întreb două lucruri. Dacă Doina Ioanid mai vrea să spună ceva... Despre Coreea de Nord. Nu a fost acolo. Aș avea o întrebare. Dacă cineva din sală vrea să pună întrebări. Eu aș avea o întrebare, dar după ce o discutăm pe Doina, dacă vrea să ne spun. Nu. Cred că a fost o seară foarte interesantă și ce am avut de spus, cred că a fost. Adică aș vrea se regăsesc să te întreb ceva aici. Aș vrea să te întreb ceva pe tine și pe Claudiu. Dat fiindcă ai participat și la festivaluri internaționale și Claudiu a fost în Coreea. A fost în Coreea, de sus. Cu foarte multe persoane din mediul acesta literar european, să zicem așa. Cum vedeți voi că este receptată poezia românească în afară, în momentul de față? Care este gradul de receptare și cum este privită? Dacă v-ați putut face o impresie? Cred că ea este foarte bine, foarte bine primită. Eu personal nu am avut decât reacții pozitive, dar reacții pozitive știu că au existat și există și față de poezia, hai să-i spunem, și a tinerilor, dar există și preocuparea spre
o cât de cât minimă cunoaștere și situare a acestor ani în contextul literaturii, un interes față de... De exemplu, știu că în neerlandeză a apărut Max Blecher și a apărut și Ion Creancă. Adică, în cât despre partea franceză, interesul este real. Acolo avem oricum mult mai multe traduceri. Și în Anglia au fost reacții bune și în Suedia, adică că există în interesul acesta nu numai ca exotism, ci cred că cel puțin în poezia românească găsești voci care au un ton nu numai puternic, dar vin și dintr-o magmă de viață care a reușit să se concretizeze într-un fel care spune realmente ceva dincolo de limba în care scrii. Și asta mi se pare. De exemplu, reușește, adică e considerată că a reușit să depășească un anumit decalaj istoric care de multe ori, despre care s-a vorbit de multe ori, adică e actuală, nu? Adică cum ar veni considerată că este bine numai integrată este și încărcată. Actuală, dar există un interes real la festivalul de la Londra, Parnassus Poetry, a fost organizată, deci un festival cu aproape 160 de poezi din toată lumea. O seară specială a fost organizată pentru poeții din țărilor din Balcani, iar vreau să vă spun că sala a fost plină, deci erau foarte multe săli, fiecare, uneori lecturile se suprapuneau, nici eu n-am putut să asist oricum la atât de multe lecturi, dar sala aceea a fost plină, iar oamenii au venit cu un real interes, iar prezentarea pe care a făcut-o Stephen Flower, care lucrează cu nu numai cu festivalul, dar și cu South Bank Center, a fost una dintre, aș spune eu, cele mai laudative, fără să mă laud, pentru că nu... Deci există deschidere și există interes, asta este cert. Da. Claudiu, ai spus și da, cred că Elena a spus destul de mult. Adică, da, în general cu interes și curiozitate. În cel mai rău caz cu reacții politicoase, cel puțin eu personal, cu experiențele pe care le-am avut. Acum, sigur că trebuie să spun ceva ce Doina n-a spus. Chiar și la 25 de ani după căderea comunismului, există destule țări din Europa Occidentală, unde se așteaptă de la noi să fim moștenitorii sau în orice caz să venim cu o literatură care să vorbească despre comunism sau în orice caz despre ruinele comunismului. Ceea ce, mă rog, în ce mă privește, care aveam 6-7 ani la Revoluție, e neavenit. Probabil că experiența cea mai stranie și care iese din limitele a ceea ce a spus Doina și ce am zis și eu mai devreme, a fost în Coreea de Sud, unde ăsta a fost singurul loc în care am fost exotic. Eu am fost un scriitor exotic, venit dintr-o țară foarte îndepărtată. Știu că am fost duș la o universitate, o mare universitate din apropierea Seulului, la 50-80 de kilometri. Era singura universitate unde se predau limbile din estul Europei, cam la grămadă. Adică era o catedră de limbă română, nu era o catedră de limbi romanice, era o catedră de română, sârbă, mă rog, sârbo-croată, română, bulgară, deci maghiară. Deci limbi din trei familii cu totul diferite. Eram cu siguranță exotici pentru ei. Și pot spune că, apropo de Coreea de Sud, că s-a vorbit mult de Coreea de Nord, asta se întâmpla cu 8 ani,
Coreea de Sud, care sigur e o țară democratică de 60 de ani, nu e chiar un model de democrație în termenii Occidentului. Adică eu am văzut acolo felul în care sunt reprimate protestele de stradă și nu aducea deloc ca democrație. Am văzut un tip de organizare ierarhică foarte dură și foarte temeinică. Fiecare superior e necruțător cu cel de dedesubt, așa cum el la rândul lui e foarte dur și nu lasă loc de niciun fel de discuție cu subalternul lui. Asta bănuiesc că ține de spiritul oriental mai mult și de, da, de felul care de mii de ani. Asta e spiritul asiatic. Plus că din când în când se mai iau la bătăie prin Parlament, adică sunt foarte avocați. Da, da, dar în același timp e o societate foarte prosperă și acolo capitalismul e, dacă vreți, fața cea mai dură a capitalismului. Adică am văzut că, într-adevăr, într-o societate în care se trăiește foarte bine, cum e aia, și în care se întâmplă foarte multe lucruri din punct de vedere economic, comercial, există și disparități, există și niște lucruri care nu sunt deloc cu față umană, că s-a zis despre asta. Adică, până la urmă, nu trăim... E clar că niciunul dintre regimurile politice și economice, dacă vreți, nu e... E departe de a fi perfect și nu trăim în cea mai bună dintre lumile posibile, dar, mă rog, bănuiesc că în comparație cu Coreea de Nord, libertatea pe care o sudcoreenii și faptul că e totuși o țară prosperă în care nu se moare în șanț de foame, face din țara aia un model pentru Nord. Pentru regiune, pentru Nord cel puțin. Și sunt sigur că atunci când se va șterge granița aia și când va fi un moment de șoc mai ceva decât dacă ar veni extraterestri. Când se vor... Nu zice, pentru că deja există, și soțul meu știe mai bine, există schimburi de economice. Da, la Panmunjom, zona Panmunjomului s-a... Au făcut o fabrică. O fabrică. Da, 50.000 de nord-coreeni lucrează pentru sud-coreeni, confecții și alte categorii de... Așa vreau și o întrebare către dumneavoastră. Legat de cultură, mai încape pe lângă cultura militantă, mai scapă ceva? Nimic altceva. Numai cultura militantă. Exclusiv. Exclusiv. Pictură, sculptură, literatură, poezie... Deci nici măcar din greșeală nu mai scapă. Nu, dedicate liderului post, prezent și viitor. Dacă e să scape, probabil că respectivul creator nu mai scapă. Da, nu, din păcate. Din păcate. Există însă o comunitate exilată. Sunt mulți nord-coreeni în Mongolia, din câte am înțeles, și prin China, mai ales. China, Manciuria. Și ei... Ei receptează altfel realitățile. Receptează altfel și creează și, altfel. Exact. Și transmite. Vorbim de creatori. Da, așa este. Dar diferența e atât de mare de... Da. Nici nu poate fi cuantificat în termenii noștri. Nu, cei coreeni din Manciuria, care țin aparținător de China, de statul chinez, ei sunt scriși pe formula culturală a Chinei. Da. În privința libertății și de creație. Care nici acolo nu este liberală sau liberalizată total. Poate că există explicația la ceea ce a spus Claudiu Comartin, și anume că legat de această disciplină, nu? Și această ierarhizare foarte strictă, foarte rigidă a societății sudcoreene. Dar întotdeauna a fost așa. Da, este și o altă explicație. Există o adevărată teroare că Nordul năvălește peste Sud. Că da, bine, este întreținută această... Da, și le o teamă teribilă de război, de faptul că liderii Coreei de Nord vor... Da. Pe de altă parte, în Sud, eu am văzut că există deja multe voci care cam cer să... Da, da, exact.
ca americani nu să se retragă, fiindcă da. Știu că e o garanție prezența lor acolo, dar s-au cam săturat și exact. Ei după urmă de secol. Da. Dar și americanii s-au săturat să stea, să... Să stea la graniță. Să stea la graniță. Ne-am vizitat granița. De ne-au primit în... Asta o groază de... Da. Americanii ne-au primit în... Ah, doamne, ai fost la Pământșon, în zona demilitarizată, ca să zic așa. Și au fost prezentați comandanți americani, soldați. Soldați americani. Am mâncat la cantina. Și erau foarte plictisiți. Da. Erau cu un plic de plictisiți că... Nu aveau ce face. Întâmplător, când am fost eu atunci, în săptămâna aceea, se întâmplase o nenorocire. Niște americani călcaseră cu tancul doi copilași care coreenca. Și asta provocase niște proteste de stradă. Nu sunt foarte, cum să le spun, americanii foarte agreați. Și sud-coreenii au și, în Coreea de Sud, și au și motive. Pentru că, iată, un tank a călcat niște copii. Un soldat american a violat o fată, etc. Adică... Bine, timpul ocupației japoneze, câteva zeci de mii de coreeni, sute de mii de coreeni. Erau toate coreeni, mă rog, coreencele tinere și frumoase, erau la dispoziția japonezilor. Da. E o lume foarte, foarte complicată și foarte complexă și... Să o primești. Dar să trăiești în ea și să mai și lucrezi pentru țara mea. Ce vreau să zic? Aici sunt niște aceste materiale pe care domnul Brăsăr vi le-a prezentat. Vi le poate pune la dispoziție contra cost pentru cine este doritor. Și pentru a aprofunda lucrurile pe care ni le-a povestit. Deci antologia este o lucrare în absolută premieră națională, fără precedentă în cultura română. Deci, valorifică 622 de piese vocale, 157 instrumentale, de 780 la număr, dedicate ca omagiu de către Eric Record în George Ionescu, care s-a inspirat copios din folclorul lăutăresc de oraș din anii 30, interbelici, creațiile autorești de oraș au stat la baza rapsodiilor, dar create de cine? De niște lăutari țigani, apropo că facem ură de rasă, nu o facem, dar erau țigani, dinicii, fiii lui Angheluș Dinicu, naistul, cel mai mare naist, primul mare naist al folclorului nostru românesc, care a creat Ciocârlia. Ciocârlia este o piesă creată de Angheluș Dinicu și Hora Florica și altele, dar acestea au rămas în repertoriu până astăzi, în repertoriul orchestrelor. A avut pe Gheorghe Dinicu, profesor universitar de vioară la conservator, Dimitrie Dinicu, doctor în muzicologie la Viena, violoncelist, profesor de violoncel, care a înființat conservatorul din București, acest Dimitrie Dinicu. Iar vărul lor, Grigoraș Dinicu, o celebritate în epocă, care cântau deopotrivă acești oameni cu George Ionescu pe scena Ateneului, muzică în quartete, muzică simfonică, și doar mă mergeau în centru vechi, la un mare restaurant acolo, fastuos, și unde veneau străinii Bucureștiului, oaspeții, și unde ei cântau în formulă de 16 persoane, pe lângă muzicile culte la modă, bazurci, valsuri, etc., folclor autentic. Vă dați seama, Grigoraș Dinicu, care a nebunit Mapamondul, Europa și America, toți marii lăutari din perioada interbelică, români, din București, au mers în turnee în Azerbaijan, la Petersburg. La Vladivostok au ajuns. La Peking. La Peking, nu mai spun. Deci circulau acești oameni și duceau cu ei mesajul creației naționale românești. Ce nu strigă, haideți să ne oprim aici. Nu vreau să spun că am înviat... În fragmentul pe care l-ați spus, îmi cer scuze. Muzica asta m-a dus cu gândul la Dmitri Cantemir. Nu ați avut cumva ocazia să ajungeți la o partitură? Le știți că el a pus bazele așa? Am avut curiozitatea. Am și consultat creațiile muzicale ale lui Dmitrie Cantemir.
nu pot fi, nu le pot cânta. După cum am vrut să cânt din culegerea lui Bela Bartok, care a cules peste 9000 de cântece instrumentale, deci de cântece și de piese instrumentale din Ardeal, din zona Transilvaniei, și tipărite niște volume care au rămas și în America, există la Smithsonian Institute, dar sunt și la București. Nu am reușit să mă apropie de ele pentru că au un specific atât de local încât le-aș fi stricat. Dacă încercam să cânt, mă surprinde și tot timpul am spus și la radio și în conferințe și peste tot, că acești mari cântăreți care sunt în Transilvania, Bocșa, care e profesor de muzică la bază, iar inspector școlar și profesor universitar, și alții care cunosc muzică, nu se apropie de acest repertoriu pe care îl are Bela Bartok, consemnat în cele 9 volume de cântec românesc, care a cules alături de Brauner, folclor în Transilvania. Foarte interesant, am aici dovada aceasta, prietenii și cu Constantin Brăiloiu și fotografii de familie. Vreau să vă spun și cu asta închei, dacă îmi permiteți. Antologia conține CD-ul numărul 4, momentul, manuscrisul George Enescu Cristache Ciolac. Cristache Ciolac, un vestit lăutar din București, care a vehiculat întregul repertoriu din care s-a inspirat George Enescu, lăutarilor bucureșteni, din cartierul 5 Scaune, de pe calea Moșilor. La Ateneul Român, în curând, aprilie-mai, ICR-ul, Institutul Cultural Român, căruia eu am propus ca inițiativă, se va organiza un concert omagial George Enescu și lăutarii dinastici bucureșteni. Ca să arătăm și în anul acesta, când avem festivalul Enescu în țară, organizat internațional, cântăm originalele, creațiile originale la care a plecat George Enescu în rapsodii și în sonate și în tot ce a scris el. Și le prezentăm pentru prima oară publicului într-un mod organizat, cu comentariul pe care îl va face domnul Viorel Cosma, marele muzicolog pe care îl avem, și vă rog să vă simțiți de pe acum invitați. Cu mine ca solist vocal. Vă mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc foarte mult.